Bună seara, doamnelor și domnilor! Invitata noastră de astăzi este doamna Natalia Morari, jurnalistă, care și-a anunțat intenția de a candida la șefia statului. Doamna Morari, bună seara și vă mulțumim tare frumos că ați venit la emisiunea noastră. Bună seara, domnule Gonță! Haideți să facem câteva clarificări, doamna Morari, din start. Toată lumea știe sau multă lume cunoaște despre faptul că noi cu dumneavoastră suntem amici sau chiar prieteni. Tocmai de asta eu v-aș ruga ca această amiciție sau prietenie noi să o lăsăm în afara studioului. Iar aici eu sunt domnul Gonța, iar dumneavoastră sunteți doamna Morari. Absolut, sunt de acord. I-am înțeles. Doamna Morari, câți ani ar fi dumneavoastră? 3 ani. Mulți înainte. Spuneți-ne și nouă, vă rog. Acum 3 ani. După marele anunț, care a fost o surpriză pentru multă lume, dacă furia asta unora față de dumneavoastră, față de acest anunț, furia artificială sau chiar pentru unii pe buni, n-ar fi avut așa turații, dacă acei colegi ai dumneavoastră care v-au blestemat și-ar fi văzut de viața lor, dacă politicienii n-ar fi dat 2 bani pe viața dumneavoastră personală. Dacă dumneavoastră până în ziua de azi să fi avut acea emisiune, eu cred că ultima a fost Politica cu Natalia Morari, seara cu copilul, dimineața la emisiune sau la amiază, și ați fi avut o viață ordinară, ca toată lumea, obișnuită, nimeni nu v-ar fi atins, Dumnezeu cu Morari. Dumneavoastră ați mai fi avut intenția de a candida la șefia statului sau de a vă implica în general în politică. Ori, pentru unii există așa o percepție că anunțul dumneavoastră nu e nimic altceva decât o pură dorință de răzbunare. Bună întrebare. Știți, dacă fiecare candidat care va veni cu un program amplu de dezvoltare al țării, diviziunea asupra viitorului țării, diviziunea asupra lucrurilor care trebuie de făcut concret aici și acum, pentru că în foarte scurt timp noi să simțim schimbarea, ar ieși din sentiment de răzbunare, eu atunci mi-aș dori cât mai mulți candidați care se implică în politică din răzbunare. Dar răzbunarea este un sentiment și o motivație bună pe segmente foarte scurte de timp. Eu abia am ajuns la 40 de ani și viața mea politică abia începe. Iar la cea despre care dumneavoastră vorbiți, față de care presupun eu... Da, doamna președinte, mai sunt. Eu mi-aș dori să mă răzbun, cum sugerează unii. Viața ei politică în curând se termină. Maia Sandu pentru mine este deja din domeniul trecutului. Și n-ai de ce să te răzbuni cu trecutul. Cei care luptă cu trecutul, ei n-au timp pentru prezent și viitor. Eu sper că am răspuns la întrebarea dumneavoastră. Eu totuși am să insist, dar un piculeț altfel am să o iau. Noi vara asta am avut campionatul european de fotbal. Eu nu știu dacă dumneavoastră l-ați urmărit, îmi dau seama că nu l-ați urmărit, că nu vă pasă. Din păcate nu. Dar sunt la curent că Spania a câștigat. Este asemenea lucru. Chiar a meritat. Și iată, acest campionat de fotbal, doamna Morari, mie mi-a amintit de un fotbalist pe nume Roberto Baggio. Eu îmi dau seama că dumneavoastră habar n-aveți cine este. Haideți să vă povestesc eu pe scurt cine e Roberto Baggio. Deci în anul 1994, erau mari, el și viu, dar acum deja la pensie. Era un mare fotbalist italian, foarte puternic, a câștigat foarte multe trofee, foarte multe. Dar în 1994, în finala campionatului mondial de fotbal contra Braziliei, la loviturile de departajare, Roberto Baggio a ratat. Și din cauza anumii ratării sale, Italia a pierdut Cupa Mondială și astfel a învins Brazilia. Ani la rând, lui Roberto Baggio toți îi aminteau doar această ratare de penalti. Nimeni nu-și mai amintea de faptul că câștigase câteva globuri, cum se numesc ele, deci premii în lumea fotbalistică. Nimeni nu-și mai amintea de faptul că cât de mult a contribuit acesta ca să ajungă Italia chiar și în campionatul mondial și în finala campionatului.
toți îi scoteau pe ochi faptul că el a ratat acel penalt. Iată, de asta eu vreau să vă întreb. Noi asta nu considerați că orice ați făcut în cariera jurnalistică, oricâți politicieni astăzi, mari sau mai mici, sunt politicieni datorită faptului că faceau rând la emisiunile dumneavoastră, oricare a fost aportul dumneavoastră pentru schimbarea unor sau altor guverne, rele sau foarte rele, nimeni nu-și va aminti decât de faptul și nu o să vă reproșeze o perioadă îndelungată decât faptul că dumneavoastră v-ați cuplat cu un om care la Chișinău are o autoritate proastă, mă refer la domnul Veaceslav Platon. Nu contează ce ați făcut în toată cariera. Iată, pasul ăla care l-ați făcut, ăsta pentru unii nu poate fi nimic altceva decât motiv de a vă reproșa în continuare. Ca și în cazul lui Roberto Baggio. Este adevărat, peste ani l-au iertat și nu se mai discută despre asta. Domnul Gonța, știți, acest cântic este deja unul vechi. Și de obicei el vine dintr-o anumită direcție, din direcția pasului, iată, de 3 ani la rând, despre această cuplare vorbesc oamenii care fie sunt membri pasului, fie care sunt cei care deservesc pasul pe diferite dimensiuni, media, societatea civilă, iată, pe ei îi interesează viața personală a Natalii Murari. Pentru că într-o țară democratică, civilizată, europeană, despre care ei tot cântau și strigau, ani la rând, când eram împreună, stăteam în același rând. Într-o țară normală, toți acești oameni ar trebui să răspundă la câteva întrebări. Cum așa se face că 220.000 de oameni au plecat în 3 ani? Nu pe timpul lui Plahotniuc, a tot răului Plahotniuc, nu pe timpul lui Voronin, dar pe timpul Maia Sandu, 220.000 de oameni. Cum așa se face că în doar ultimele câteva săptămâni noi aflăm despre 2 companii mari investitori străini și curând urmează încă o companie, voi povesti mai târziu, pleacă anume pe timpul Maia Sandu. Cum așa se întâmplă încât se închid locuri de muncă? Cum așa se întâmplă că orice afacere din Chișinău n-are cum acum să găsească un șofer, Gheorghe? Nu există locuri de muncă. Cum așa se întâmplă încât s-a dublat datoria de stat? Cum așa se întâmplă încât pentru prima dată în istoria Republicii Moldova pensionarii au rămas în fața morții? Pentru că atunci când la tine pensia se majorează cu 300 de lei, la ai tăi 200, dar factura pentru gaze la tine e de 4.000 de lei, dar încă 3.000 de lei trebuie să plătești pentru medicamente, asta e cazul mamei mele. Cazul mamei mele. Iată, în toate aceste momente, oamenii au timp să vorbească despre cu cine s-a cuplat Natalia Murari? Voi serios? Băi, asta e pur și simplu, asta trebuie să fii idiot și marazmatic să te gândești cu cine s-a cuplat Natalia Murari când economia se prăbușește, când lumea fuge de la tine, când 75% din oameni, din moldoveni, potrivit ultimul sondaj, consideră că există corupție în guvernarea PAS, că 71% consideră că Maia Sandu este direct responsabilă de această guvernare, când 58% consideră că trebuie să fie altă persoană în funcție de președinte și tu după asta mai vrei al doilea mandat și voi după asta discutați cu cine Murari a făcut copil. Păi, pare rău. Eu sper că noi am închis aici acest subiect, pentru că viața personală fiecăruia este drept garantat de Constituție. Și doamna Sandu ar trebui să-mi garanteze acest drept, inclusiv mie, chiar dacă opiniile mele ei nu-i plac, asta eu știu la sigur. De acord că trebuie să încheiem subiectul, dar ultima întrebare. Toate mișcările dumneavoastră din ultima vreme, unii spun că de fapt sunt mișcările domnului Platon. De asta eu vă întreb, who the f- is domnul Veaceslav Platon? Veaceslav Platon este tatăl copilului meu. Și mă bucur de acest lucru. El este un tată bun. 2. Veaceslav Platon este omul, știți că în orice relație de cuplu e și normal. Oamenii se discute seara. Este dumneavoastră că probabil când veniți acasă după emisiune și vorbiți cu soția dumneavoastră Cristina să vă fie sănătoasă. Mulțumesc mult. Presupun că ea vă întreabă cum a fost, ce a fost. Îi spuneți. Îi povestiți supărările, îi povestiți plăcerile, bucurile și așa mai departe. Da, asta se întâmplă la noi. Da, uneori eu mă consult pe unele chestii care, de exemplu, se vor găsi inclusiv în programul meu. Așa cum eu mă consult acum cu aproape 10 experți foarte mari din diferite domenii și asta se va vedea din programul meu electoral. E și normal.
Numai că, Gheorghe, ce care insinuează acel lucru, că acel gând că, iată, Natalia Murare este doar o păpușă a lui Vyacheslav Platon și așa mai departe, ei trebuie să-și amintească cum din mine încercau să facă păpușă și marionetă toate guvernările care au fost până acum. Unii prin șantaj, alții prin bombonele. Unele bombonele care mi erau propuse erau extrem de generoase. Țineți minte, m-ați întrebat odată la o discuție de noastră publică, la podcast, dacă e adevărat sau nu că Plahotniuc îmi propunea 100.000 de euro. Iată, acum eu vă spun că asta este adevărat. Deci, erau diferite încercări de a face din mine marionetă. Eu aș fi trăit în tot confortul care se putea. Eu nu vreau să zic că și Vyacheslav Platon a încercat să facă chestia asta. Eu vreau să zic despre faptul că eu în verticalitate să nu devin păpușă nimănui și marionetă nimănui. Știți, nu vreau să supăr pe nimeni, dar bărbații vin și pleacă în viață, dar principiile rămân aceleași. Și eu mă bucur foarte mult că Vyacheslav Platon susține decizia mea de a mă lansa în campanie. Pentru asta eu lui mulțumesc. Cred că se poate de închis subiectul vieții mele personale. De acord, atunci revenim la viața dumneavoastră anterioară. Dar, totuși, care a fost motivul divorțului dumneavoastră cu doamna Maia Sandu? Erați la pertu cu dumneavoastră ei? Apropo. Erați la pertu sau erați la dumneavoastră? La pertu. Ha, ce onoare. Ce s-a întâmplat? Poate i-ați cerut ceva și nu v-a dat. Poate ați vrut, nu știu, șefa serviciului de presă a aparatului prezidențial sau șefa aparatului prezidențial. Ce s-a întâmplat? Gheorghe, probabil asta ar fi bine de întrebat pe doamna Sandu. Pentru că... Ea este întrebată de obicei numai despre război hibrid. Eu înțeleg. Dar poate odată și odată va veni în studioul dumneavoastră. Poate odată și odată consultanții vor spune că trebuie măcar din când în când de arătat, măcar înainte de alegeri, că nu vă temeți, că nu vă este frică să răspundeți și la întrebări neregizate. Sunt sigur că va veni numai în cazul în care eu nu voi mai fi aici. Deci, revenind. Dar eu cred că pe ea trebuie de întrebat, pentru că, de fapt, această comunicare a întrerupt ea. Eu presupun că ultima dată noi am comunicat undeva în jurul alegerilor parlamentare din 2021, cam pe atunci, din care motiv eu nu știu, dar nici nu cred că noi am putea să mai comunicăm, țin cont de faptul ce a început să se întâmple mai departe. Și nu mă refer acum la partea personală a istoriei. Eu mă refer aici la șocul meu pe care eu l-am trăit când am văzut componența guvernului pe care l-a numit. Pentru că, vă spun sincer, Gheorghe, eu cu multă lume, când încercam să le mai dau o șansă, haideți să spunem așa. Eu spunem așa, uitați-vă, ultimul test pe care ea îl va trece și dacă ea nu-l trece, e gata. Asta va fi componența guvernului. Nu, ea nu poate acel mandat de încredere pe care l-a primit și din diaspor, și din țară, atâtea voturi. Ea nu poate să-l irosească pe o gașcă de oameni care pur și simplu îi sunt loiali și care pur și simplu îi asigură confort psihologic. Eu eram convinsă că ea va chema o echipă din toată lumea, moldoveni, din toată lumea, că noi vom vedea un guvern care pur și simplu va face din țara noastră Coreea de Sud, pe plan economic, în 3 ani. E posibil. Și eu am văzut guvernul compus din Litvinenko. Lista e lungă. Să ne oprim la domnul Litvinenko. Asta ajunge. Să consider că domnul Litvinenko este cel mai bun și capabil să facă reformă justiției, asta trebuie să poți. Asta trebuie să știi să-ți bat joc de țară. Iată atunci pentru mine a devenit clar că e gata. Și eu nu cred că noi după asta am fi putut discuta. Noi am fi putut discuta în cazul în care Maia Sandu ar fi acceptat discuția cu un jurnalist care nu pune întrebări regizate, pentru că, Gheorghe, eu reamintesc, pe data de 11 iulie, în noaptea alegerilor, când eu duceam emisie directă la TV8, eu am spus în emisie directă, în momentul în care era clar că ei au luat 63 de mandate, nu, era vorba de 62, 63, se făcea ultima matematică, eu atunci am spus că de acum încolo TV8 trece în opoziție, pentru că așa e sănătos. Într-o democrație normală, presa adevărată trebuie să fie de partea oamenilor, nu de partea guvernării. Din momentul în care opoziția pe care noi o ocroteam, haideți să spunem așa, până acum, din momentul în care ea devine guvernare, gata, de la ea noi cerem notă de plată pentru absolut tot ce au promis. Și a trecut în opoziție? Știți cum, eu după asta în scurt timp am plecat de la TV8 și coincidență sau nu, dar mie îmi pare că la sigur TV8 astăzi nu este în opoziția actuală a guvernării. La fel cum multe alte posturi care atunci pe timpuri se numeau libere și independente. Din păcate, eu spun asta cu mare regret. Cât privește componența guvernelor, poate doamna președinte și-a învățat lecțiile, poate doamna președinte a înțeles că guvern trebuie să faci nu din cei care sunt loiali, ci din profesioniști.
De ce totuși să nu-i dăm ei a doua șansă, lucru pe care dumneavoastră în 2014, doamna Morare, împreună cu foarte multă altă lume bună, care azi vă blestemă și vă înjură și vă scuipă la TV, mai ales pe YouTube, de ce să nu dăm... Asta primul salariu de la PAS. De ce așa o fac? De ce să nu-i dăm a doua șansă în contextul relațiilor personale pe care le are de la Macron încolo, deci pe plan extern. Bun, eu nu vorbesc de succes pe plan extern, e vorba de Ucraina. Eu vorbesc de relațiile personale. De ce să nu-i dăm ei a doua șansă? Dați-mi măcar două motive de ce, de exemplu, v-am votat pe dumneavoastră. Două, măcar. Haideți din tâi să răspund la prima întrebare, la prima parte a întrebării dumneavoastră despre a doua șansă. În primul rând, în 2014, iarăși, revenim la asta, pentru că odată deja într-o discuție dumneavoastră pe mine ați încercat să mă luați peste picior. E adevărat că eu atunci, împreună cu alții, am optat să dăm a doua șansă cu coaliția partidelor pro-europene. În același timp, atunci când eu am aflat cu trei zile înainte, era ziua de joi, cu trei zile înainte de data alegerilor, că un concurent electoral, îmi pare că partidul Parus era atunci, este scos, să mă scuzați, pe bispredelul, din simplu motiv, pentru că el creează riscuri pentru viitoare coaliție pro-europeană, eu în emisie directă de atunci, era alt post, TV7, spuneam că eu mă retrag cuvintele mele, îmi cer scuze pentru acest lucru, îmi pare rău că am spus, dar drumul spre rai nu poate fi pavat prin metode mârșave. Nu poți, nu poți, pur și simplu nu poți. Deci, haideți cu Solem mai moale cu această participare în orchestre regizate. Eu, din momentul în care văd că ceva nu este ok, că ceva se încalcă, eu despre asta vorbesc spre deosebire de mulți alții și am curajul inclusiv să-mi recunosc greșelile. Alții la noi se prefac sfinți. Eu am curajul și puterea de a-mi recunoaște greșeala, pentru că sunt ca orice om care greșește. Doi, revenind la toate succesele mai Sandu, ținând cont de Macron, ținând cont de absolut tot, știți, șansa se dă a doua oară, dar a treia oară asta de-am cam... Ați spus de... Am avut guvern Gavriliță, n-a făcut nimic. Am avut guvern Rician, n-a făcut nimic. Acum există zvonuri că după alegeri imediat, în cazul în care câștigă alegerile, ar putea să dimită guvernul ca să facă o schimbare, să arate că doamna președinte este extrem de înfuriată de faptul că lucrurile nu merg înspre bine. Știți așa, o politehnologie înainte de campanie parlamentară, așa cum ei au făcut cu referendumul. La ei totul e din domeniul politehnologiilor. Îți dă 2-3%, se poate prin șmecherie de mai furat niște voturi. Înseamnă că facem. Eu nu înțeleg cum poți da șanse unui om, unui președinte, care a avut putere absolută. Gheorghe, absolut. Eu nu știu cine la noi a mai avut asemenea putere. Eu încercam să-mi imaginez. Tu știi, nici Voronin n-a avut. Știi de ce? De ce? Pentru că Voronin a dat cecul opoziției. Voronin a dat Moldova 1 opoziție. Dar acum la noi ce e? Procuratură sub control, justiția sub control, cinea sub control, total al pasul al Maia Sandu, SIS total control al pasului, CEA, Moldova 1. Deci asta, toate acestea au devenit instrumentele pasului și toate acestea. Spune-mi, Gheorghe, cum spuneți-mi, Gheorghe, eu cer scuze. Asta, din greșeală. Domnul Gonț. Domnul Gonț, eu cer scuze. Spuneți-mi, vă rog frumos, în acești 4 ani, cum concret s-a schimbat viața dumneavoastră înspre bine, datorită pasului? Noi avem război și avem și război hibrid. Zic ei. Da, noi avem război. Și pitim de război, Gheorghe. Noi am putea să nu umblăm prin lume și țipăm isteric, ca niște nebuni, isterici, incontrolabili, care nu înțeleg că o guvernare trebuie să fie absolut rațională, calmă, calculată, pentru că orice guvernare este despre matematică. În loc de asta, ei ar putea, dacă sunt așa de mari prieteni ai Ucrainei, să oferi Ucrainei doar câteva facilități. Unu, de exemplu, haideți să creăm condiții în care producerea industrială din Ucraina să luăm pur și simplu, măcar și regiunea Odessa, să se mute în Republica Moldova, pentru că au fost așa cazuri care au vrut să se mute. Noi în 2 ani, putem să mărim producerea industrială a Republicii Moldova de 2 ori, datorită ucrainenilor. Pentru că acum avem o
știți, o șansă istorică de foarte, foarte scurtă durată, pentru că nu azi, dar mâine, peste un an, vor începe negocierile. Deocamdată încă, industria din Ucraina, din regiunea asta, care e nu departe de graniță, de hotarul nostru, ea e pe brânci. Acolo lumină se închide. Acolo lumină se dă pe câteva ore pe zi. Ei nici măcar nu cunosc orarul când... De branșare, da. Absolut. Și din acest moment tu n-ai cum să produci. Tu le oferi condiții, pur și simplu îi muți. Mutare în Moldova pentru ei câteva sute de kilometri, asta e nimic, asta costuri minime. Și tu deodată ai dublarea producerii industriale. Sau, de exemplu, tu oferi posibilitatea ucrainenilor să introducă liber bani în Republica Moldova cât vor, cu o condiție. Bani oficial introduși pe contul în oricare bancă moldovenească, card bancar moldovenesc sau cont bancar moldovenesc, din care voi deja faceți toate tranzacțiile prin toată lumea unde doriți. Oricum, noi am fi câștigat din chestia asta. Puteam, de exemplu, să creăm condiții pentru domeniul IT din Ucraina, care căuta unde să se mute, dar domeniul IT în Ucraina a fost extrem de puternic. Extrem de puternic. Și știți ce au făcut ei? Ei s-au mutat prin Spania sau Portugalia. Costurile mutării în acele țări sunt mult mai mari. Dar știți de ce n-au ales Republica Moldova? Pentru că noștri lor nici măcar nu le-a ajuns capul să se gândească la chestia asta. Nici nu le-a ajuns capul. Pentru că ei consideră că toată viața, ea îi construiește numai din credite, împrumuturi. Știți că narcomani care îmblă pe la companii de microfinanțare. Deci azi iai un credit, mâine spre seară mergi la altă companie, iai credit ca să întorci la acea companie, dar când peste o lună ajungi la prima companie care îți spune, băi, dar nu se mai poate, tu deja ai luat de la noi lună în urmă și deja ai procente. Ei ca narcomani se comportă. Care a două șansă, Gheorghe, revenind la întrebarea noastră, care a două șansă? Ce au făcut ei având tot? Și război hibrid, război din Ucraina, îmi pare foarte rău să spun, războiul din Ucraina este o mare tragedie, mare tragedie. De Doamne, el se termine cât posibil mai repede. De Doamne. Dar războiul din Ucraina putea fi, nu știu dacă e cuvântul potrivit, folosit, sper să nu se supere vecinii ucraineni, eu în vedere, el ar putea fi utilizat în folosul ucrainenilor. Noi am putea scria pentru ei infrastructură legală, infrastructură financiară, infrastructură pentru afaceri, industrie și așa mai departe. Și asta ar fi fost cel mai mare ajutor pe care noi am putea să-l oferim Ucrainei. Și din asta, noi economic, am fi câștigat. Nu știu cum se întâmplă, că în toată lumea, dacă iai lista tuturor țărilor unde au plecat zeci, sute de mii de refugiați ucraineni, peste tot e creșterea PIB-ului. Peste tot, pentru că ucrainenii totuși au venit cu niște bani împrumutați, adunați. Oricum, ei s-au angajat. Ei, spre deosebire de alt tip de migranți, majoritatea se angajează în câmpul muncii. Ei sunt creștini. Ei, de exemplu, noi în Republica Moldova, ei cunosc limba rusă, ei ar putea liber, eu cunosc, apropo, ucraineni care au început să învețe limba română. Deci, ei sunt o forță de muncă care de la noi fuge din țară, tu dacă nu ești prost, tu te folosești de chestia asta. Dar noi ceva am făcut pentru asta? Zero. Care a doua șansă? Și ne-ați răspuns la ultima parte a întrebării cu două, trei motive pentru dumneavoastră sau deja prin exemplu respective să înțelegem că... Uite, eu nu vreau acum să arăt ca orice politician care la început de cale începe să împarte populism în dreapta și în stânga, pentru că, cred eu, orice om trebuie judecat nu în baza vorbelor, dar în baza faptelor. Eu la sigur voi face diferență. Eu la sigur voi fi altfel de președinte. Eu la sigur voi fi un președinte care nu se va baricada în președinție și se va înconjura numai cu oameni loiali, iar toate ieșirile din președinție să fie strict regizate. Dacă în țară, atunci numai pasul invitat, dacă în afara țării, tăți filtrați, pentru că noi, oamenii diaspora, nu pot liber ajunge la întâlnire cu doamna președinte. Trebuie să trimiți mail, trebuie să fie aprobat, ei verifică câte like-uri și cui pui pe... Serios? Serios? Serios, Gheorghe, serios. Fix cum ei verifică cui pun like-uri aici pe interiorul țării lucrătorii sociali, medici sau oricine. La noi, pentru like-uri, acum oamenii sunt disponibilizați, alungați din sistem. Fix așa, ei sunt selectați la întâlniri. Eu voi fi un președinte care nu se va teme să se întâlnească cu oamenii. Pe mai mult, din programul pe care eu l-am prezentat foarte curând, se va vedea că eu anual, deci mandatul meu se va baza pe
4 întâlniri mari anuale cu 4 cele mai mari categorii sociale din Republica Moldova. Primul va fi mediul de afaceri, pentru că la 90% eu în această campanie vă vorbi despre economie. Nu, n-ai cum tu. În țara asta nu există altă șansă de supraviețuire dacă noi nu începem să dezvoltăm economie. N-ai cum, Gheorghe. Gata. Deci pacientul este în comă. În comă. Înțelegi? Noi trebuie să scoatem pacientul din comă și când scoatem pacientul din comă, putem vorbi despre toate parfumurile, zarzanele și așa mai departe. Și de ce asta? Prima întâlnire va fi cu mediul de afaceri, așa încât să aud de la ei. Eu personal voi veni cu un plan concret de acțiuni, dar eu îl voi discuta cu mediul de afaceri. Și în primele zile, inițiativele vor fi îndreptate spre faptul că economia asta se răsufle. Eu nu voi lupta cu ștampilele, cum face Dumitru Olaibă, pentru că întreabă-l pe orice om de afaceri. Ștampilele pe tine te încurcă, Moldova, să ai profit. Ștampilele? Spuneți-mi, vă rog, Coroplast sau Fujicura a plecat din cauza ștampilelor din Republica Moldova, dar Sumitomo, de exemplu, acum pleacă din Republica Moldova din cauza... Urmează să plece, potrivit informațiilor mele, surselor mele, urmează să plece, știți din care cauză? Pentru că Consiliul Concurenței, care vroia să le dea amendă de 400 milioane de lei, le-au scris pe foiță 10% din sumă și atunci amendă nu va fi. Japoneze? Cine cunoaște ce e Sumitomo? Asta este un grup industrial extrem de mare. Ei produc... autocablaje pentru companii gen Volkswagen, Mercedes, Porsche, deci toate brandurile lumii. Japoneze, fiind oameni sănătoși la cap, adică, care 10%, au refuzat și lor le s-a dat amendă de 270 de milioane de lei. Cea mai mare amendă în istoria Republicii Moldova. Și știți ce oamenii au decis? Oamenii s-au gândit, iată, noi avem câteva contracte pe care îi încheiem, dar mai departe ne mutăm în Africa. Ei cum analizează mutarea în Maroc sau Tunisia? Pentru că Republica Moldova luptă cu ștampilele și dă amendă investitorilor de 270 de milioane de lei. Dar Sumitomo, Fujikura și Coroplast, despre care el nu e ministrul finanțelor, deja fost ministru al finanțelor, vorbește că asta este ceva neînsemnat, asta neînsemnat. Toate aceste trei companii împreună, asta aproape 15% din exporturile Republicii Moldova, peste 7.000 de locuri de muncă, aproape 1 miliard, în jur de 800 de milioane de lei fond salarial, 300 milioane de lei impozite. Gheorghe, mă voi întâlni din tâi cu mediul de afaceri, a doua întâlnire va fi cu învățători și medici, pentru că acolo trebuie urgent de internet. A treia cu apeleori, pentru că trebuie de vorbit cu autoritățile publice locale, trebuie. Și a patra va fi cu tineri. Pe lângă asta... Discutăm după publicitate. Mai am argumente. De ce voi fi mai bună? Voi face diferență. Vorbim după publicitate. Publicitatea, doamnelor și domnilor. Noi am revenit, doamnelor și domnilor, schimbăm subiectul sau continuați pe la când v-am întrerupt, luam publicitate? Eu doar aș încheia cu investitorii, pentru că mie îmi pare acest subiect extrem de important. Eu chiar nu înțeleg actuala guvernare care își permite... Cum? Gheorghe, mie nu mă ajung cuvinte, serios. Eu înțeleg că un prezidențiabil ar trebui să arate foarte serios, foarte calm, foarte calculat. Dar cum să fie așa idiot încât A... Să permiți companiilor mari să plece, știind că la tine e dezastru economiei, să permiți ministrul finanțelor, spune că asta este ceva nesemnificativ, dar după asta să-l trimiți la BNM, la salariu... Viceguvernator? Viceguvernator. Ce salariu? 150-100 de mii de lei. A meritat omul. A meritat. A alungat două companii mari din investitori din Republica Moldova. A meritat așa o sinecură. Deci... Una dintre primele inițiative de ale mele, asta va fi întâlnirea majoră cu investitori străini și cu producători locali, cu mediul de afaceri din Republica Moldova. Posibil, eu voi împărți aceste două lucruri în mediul de afaceri local, moldovenesc și investitori, pentru că primul lucru pe care îl face eu pur și simplu personal, ca președinte, îi voi implora, voi spune, dați-mi un pic de timp, îmi puneți pe foaie tot de ce aveți nevoie, eu îmi asum, este următoarea lună, mă ocup numai de asta, numai cei care vă gândiți să plecați din Moldova, să-mi dați un pic de timp. Gheorghe, eu pe doamnă președinte nu înțeleg. Ea atât de mult călătorește prin străinătățuri, atât de mult spozează cu președinți, prim-miniștri, cu șefi de state. Nu zic că nu e bine. Dar eu în locul ei, în fiecare vizită, aș implora ambasadele de acolo sau așa prietenii are la nivel, cel mai înalt nivel, l-aș ruga pe același Macron, vă rog mult, domnule președinte, ajutați-mi să mă întâlnesc cu cele mai mari rețele
din Franța, ca eu, ca președinte, să vorbesc cu ei, să îi implor, să găsească acolo un procent din polițele lor, undeva, las fiș chiar și undeva. Ei, doamna Mora, păi ce sunt întâlnit cu Legardeur? Scuzați, eu nu astfel de întâlniri am în vedere, dar să ne permită producătorilor noștri, agricultorilor noștri, producția noastră să ajungă pe acele polițe. Iată, cu asta eu văd cum președintele să se ocupe. Pentru că asta înseamnă că tu ai venit din străinătate, nu cu o poză, dar cu un rezultat concret. Te întâlnești cu fermieri și spui, sunteți capabili să produceți X în următorii 10 ani? Dacă nu puteți, pentru că nu vă este suficient, de ce aveți nevoie? Bine, noi vă construim linii, noi finanțăm, noi lansăm programe speciale prin care vor fi construite linii de producție pentru mai multe roiani, așa încât mai mulți fermieri se poate să folosească de acest lucru. Și gata, iată, eu asta înțeleg. Dar nu, numai poze, numai poze. Din când în când poze lacrimogene. Neapărat trebuie să curgă lacrima. Și lumea să pună mii de like-uri pentru că noi de asta votăm. Doamna Morar, dumneavoastră v-ați anunțat intenția de a candida. Deci dumneavoastră nu sunteți candidat ca nimeni altcineva. Aici, tocmai de asta, eu m-am amintit de o declarație pe care am văzut-o astăzi dimineață pe Telegram. Domnul Vladimir Filat a fost el o emisiune. Mă noroc de frații ăștia de Telegram că afle atâtea. Sute la emisiuni și taie. Eu aici, dacă îmi permiteți, domnule Gonță, vreau chiar să le mulțumesc pentru că toate emisiunile mele Morar News, bine, acum deja formatul este schimbat, se bazează strict pe ceea ce fac canalele de Telegram. Unele dintre ele sunt atât de harnici. Le mulțumesc. Așadar, revenind la Vladimir Filat, mi-a lui a spus la această emisiune cam ceva de genul ăsta. La ora actuală, noi nu avem candidați, ci doritori declarați de a participa în cursa prezidențială. Comisia Electorală Centrală, zice Vladimir Filat, și guvernarea poate să nu înregistreze pe toți. Într-o astfel de situație mă aflu și eu, zice el, din cauza fricii de a o pierde pe Maia Sandu în calitate de președinte și în consecință puterea, Partidul Acțiune și Solidaritate va utiliza toate metodele. Citat încheiat. Doamna Morar, de asta eu și vă întreb. Noi sunteți foarte sigur că veți fi candidat la șefia statului? Noi trăim așa timpul, Gheorghe, încât nu poți fi sigur de absolut nimic. Pentru că vă amintesc că 7 din cei 8 din componența cecului sunt ai pasului. Codul electoral în ultimul an a fost schimbat de atâtea ori, încât el permite să fie exclus oricine, știți cum în rus spune, был бы человек, а статья найдется. Și acolo nici nu vă trebuie să caute plăcinte sau prăjoale nedeclarate, cum a fost câțiva ani în urmă. Eu admit orice, dar ceea ce eu pot spune cu siguranță este că eu cu echipa mea, noi ne pregătim foarte, dar foarte serios de la prima etapă proces de colectare a semnăturilor și noi vom fi pregătiți să luptăm pentru fiecare semnătură, dar fiecare. Numai să încerce ei să nu ne înregistreze la această etapă, după care va începe etapa campaniei. Dacă vor încerca să mă scoată, eu le promit că eu nu voi fi printre cei care vor înghițe acest lucru. Eu voi apăra fiecare om care îmi va pune semnătură sau îmi va da votul sau intenționează să-mi dea votul, dar va fi lipsit de acest drept pentru că ei vor decide să mă scoată. Da, eu îi admit. Aici îi dau dreptate domnului Filat că ei ar putea să ajungă să lasă în cursă doar pe cei comozi Maia Sandu. Atât. Ca să creeze iluzia unor alegeri democratice și libere, dar nici nu putem visa la aceste alegeri acum. Dar ce interesant, dacă tot l-ați pomenit pe domnul Filat, ieri am înțeles că doamna Sandu la un post de televiziune a declarat că avem prea mulți candidați neautentici în actuală cursă. Eu nu înțeleg ce înseamnă candidat autentic sau neautentic, dar nu știu, ar trebui poate să fie organizată vreo ședință extraordinară a Parlamentului ca fracțiunea PAS să schimbe codul electoral și în codul electoral să fie introdusă prevederea potrivit căreia candidații neautentici să pot fi excluși din cursă prezidențială. Poate ea vreau să spun astfel că toți cei care și-au anunțat intenția până acum pentru mine nici nu sunt măcar contracandidați, nici n-am cu cine mă bate. Domnul Gonță, dacă ar fi așa, atunci, doamnă președinte, n-ar folosi așa șmecherii ca referendum, ea n-ar schimba prin pas de atâtea ori codul electoral,
Ianuar băgat tot guvernul și parlamentul deja din primăvară încoace în fiecare weekend în teritoriu cu gazete împărțite, cu flyere, cu tot, cu resurse administrative folosite. Eu nu mă țin minte cineva să folosească chiar într-atâtă resursă administrativă. Domnule Gonța, serios, oricum, firea mea a rămas fire de jurnalist. Eu oricum urmăresc tot și anul la rând urmăream. Eu de fiecare dată încerc să compar și îmi pare rău să constat, dar ceea ce noi astăzi trăim, știți cum, mulți alții cu care eu cândva luptam, acum cred că stau și se gândesc, a și tot așa можно было? Absolut. De ce? Dacă ea nu s-ar teme, ea n-ar încerca acum din primul tur să întindă, știți cum, din toate răsputerile, poate le va reuși să câștige din primul tur. Dar vă spun cu toată convingerea. Eu mă văd cu oamenii, eu vorbesc cu oamenii, eu ca jurnalist vorbeam și mă vedeam cu sute de oameni săptămânal. Asta e lucrul meu. Acum eu mă văd cu mult mai multă lume. Eu am oameni în teritoriu prin care vorbesc cu oamenii și în curând voi începe să merg prin toată țara. Vreau să spun un singur lucru. Absolută majoritatea celor cu care eu vorbesc, eu înțeleg că n-am cum să vorbesc cu toată țara, dar absolută majoritatea celor cu care eu vorbesc sunt absolut convinși că dacă Maia Sandu câștigă, asta înseamnă că ea va câștiga, va frauda aceste alegeri. Ea n-are cum fără fraudă câștiga alegerile prezidențiale. Pur și simplu, n-are cum. Matematic. Înțelegeți? Poate dumneavoastră nu vorbiți cu cine trebuie. Poate dumneavoastră vorbiți doar cu cei care sunt anti-PAS și anti-Maia Sandu, mai sunt și alții care sunt... Nu, haideți, eu cer scuze, eu pur și simplu înainte de emisiune mă pregăteam, n-am cum să țin minte toate cifrele. Ultimul sondaj IMAS. Ce ține de alegeri? Sociologie, sociologie, pură matematică. 65% dintre moldoveni au puțină sau deloc încredere în actuală competență a Comisiei Electorale Centrale. 65%, Gheorghe. 56% au puțină încredere sau deloc în alegerile prezidențiale, în faptul că alegerile prezidențiale din toamnă vor fi libere și corecte. 56%, Gheorghe. 79% dintre moldoveni, te rog, atenție, 79% consideră că în cadrul alegerilor prezidențiale din toamnă vor fi fraude. Fraude. 79%, Gheorghe. Asta nu eu, Natalia Morari, vorbesc cu câteva zeci de persoane, chiar sute. Asta Doru Petruță cu IMAS a umblat prin toată țara și a vorbit cu... mii de oameni. Mai departe, stai, asta nu sunt toate cifrele, m-am pregătit. 62% consideră că în mass media există cenzură. 53% consideră că mass media în Republica Moldova este sub control, este influențată de politicieni de la putere, adică de PAS, de Maia Sandu, și 58% din moldoveni susțin că ar fi mai bine la președinție să fie altă persoană, dar nu Maia Sandu. 58%. Ia-mi spune, te rog frumos, cum cu 58% care vor să vadă altă persoană după 20 octombrie, cum cu 58% tu câștigi mandat fără fraude? Fără falsificări. Poți să-l câștigi în primul tur, dar poți să-l câștigi al doilea, pentru că depinde cine va fi în turul 2. Înțeleg. Și la noi tot timpul să alege răul cel mai mic. Eu înțeleg. Și aici precis se va procede la diferite șmecherii. În cazul în care se vor apropia de turul 2, în cazul în care va fi turul 2, eu n-aș exclude că cei față de care Maia Sandu nu are nicio șansă vor fi scoși din curs. Din diferite motive. Din diferit. Și asta poate să întâmple pe ultimul. Noi am avut istoric cu 3 zile înainte de alegeri, cu două ore înainte de începerea votului. Deschiderea secțiilor de vot erau scoși. Eu admit acest lucru. Depinde cine va ieși în turul 2. Vedem cine așteaptă la alegeri, mergem pe scenariul pesimist, noi astăzi ați pierdut alegeri, nu contează în primul tur sau în al doilea tur. Ce urmează pentru dumneavoastră? Logica spune, logica elementară, spune că urmează parlamentarele anului 2025. Nu? Eu și am anunțat asta într-un fel sau altul, că la mine asta este abia început de calea mea politică. Eu nu sunt sprinter, eu sunt maratonist, spunem așa, și eu vreau să alerg supermaraton. Eu înțeleg că supermaratonul necesită o pregătire mult mai serioasă, anume cu asta eu cum și mă ocup. Asta nu înseamnă că eu nu am ambiții serioase legate de alegerile prezidențiale. Gheorghe, eu dacă n-aș avea această încredere
și ambiție și convingere, nu m-aș fi băgat și m-aș fi pregătit pur și simplu de parlamentar. Da, eu nu mă voi opri aici, da, eu voi începe procesul de creare unei forțe noi, eu despre asta am și vorbit, doar că e prea de vreme de vorbit despre acest lucru, pentru că asta va fi un lucru de echipă, pentru că noi cu echipa acum vom face campania și nu e corect eu să anunț unele lucruri pe care noi împreună trebuie să le decidem. Dar la sigur, eu nu mă voi opri la alegerile prezidențiale. Știți, există în rus așa o expresie, если не через дверь, то через форточку. Ei de mine nu vor scăpa. Dacă nu la prezidențiale, la parlamentare, la sigur, nu-i vă lăsa în pace. Asta îi promit. Ce seară proastă a unii. Eu n-am cum să nu vă întreb. Pentru 2025, îi excludeți sau nu excludeți formațiunea pe lista care aveți candidat, se va numi Phoenix? Exclud. Exclud. Iarăși, revin la ceea ce am spus la începutul misiunii, campania e campania mea, calea mea politică e calea mea. Asta nu exclud de faptul că eu nu m-aș fi putut sau nu pot să mă consult cu Vyacheslav pe anumite chestii în care el este profesionist, asta este și normal și firesc, dar partidul va fi al meu, al oamenilor, al echipei mele cu care noi împreună vom construi această echipă. Doamnă Orai, noi ne-am înțeles la începutul emisiunii că prietenia o lăsăm în afara studioului. Noi să știți că totuși există o diferență mare între notorietatea jurnalistică și voturi. Iată eu, de exemplu, la o postare pot să am sute și mii de like-uri. Lumea mă iubește. Pentru ceea ce fac eu în studioul ăsta. Atât. Pot să le placă cum îmi fac eu de cap la anumite interviuri și trimit și scot și spun lucrurile așa cum cred eu. Dar alta e votul. Alta e altă carieră decât cea cu care lumea s-a obișnuit să se vadă ani întregi. Bun, există cazuri la București, unde, într-adevăr, jurnalistul a devenit politician, dar acolo sunt mai multe istorie, totul depinde. Și nu numai la București. Așa. Kennedy a fost jurnalist. Mai sunt cazuri. Da, el a fost și erou în adorie. Nu uitați unitatea, haideți că e altă istorie. Așa, noi comparăm. Nu, deci, mi-ați să înțelegeți că există totuși fenomenul ăsta, că iubirea și faptul că vă strâng mâinile. Eu am văzut, apropo, cineva v-a cerut autograf înainte de a intra în sediul M4-ului. E altceva decât votul, doamna Mure. Domnul Gonț, eu înțeleg perfect acest lucru. Lucrurile mari niciodată nu se construiesc în moment. E nevoie de timp. Și trebuie să încep cu ceva. Totul va depinde de puterea mea de convingere de a folosi puterea mea de convingere și capacitatea de a folosi această notorietate, adică, știți, eu voi veni în fața oamenilor și nu vă trebuie să pierd tare mult timp să le explic cine sunt eu. Haideți, ieșim din faptul că majoritatea cunosc cine sunt eu. Iată, timpul ăsta eu îl economisesc și mai departe, totul depinde de puterea mea de convingere de a le explica că eu voi fi altfel de președinte, eu voi fi altfel de politician, eu voi veni cu un program concret de dezvoltare a Republicii Moldova, absolut concret. Acum cred că nu e timpul și nu e momentul să intrăm în detalii, dar știți, dacă pe scurt, dacă e să rezum tot programul meu într-o singură frază, eu doresc o economie ca în Coreea de Sud, dar în același timp, același exemplu al Coreei de Sud, trei foști președinți băgați în închisoare. Până nu vom ajunge noi să nu ne temem, să facem dreptate, să-i băgăm la pușcărie atunci când merită o justiție independentă pe cei care cu adevărat au furat. Noi știți cum, trăim într-o țară în care sunt zei care scapă ușor și sunt cei care sunt cu ani trăiți prin instanță de judecată. Păi eu vreau atât așa, o Coreea de Sud, în sensul ăsta. Totul depinde de puterea mea de convingere. Eu voi discuta cu oamenii, eu le voi povesti, eu nu voi băga poze pentru like-uri, eu nu voi îmbla cu batiste sau fără batiste în biserici, cu toate că eu merg în biserică și știu că batista trebuie să fie pus pe cap, dar eu nu bag poze cu asta. Eu nu voi băga poze cu câini cu trei labe sau patru sau două. Eu nu voi băga, nu voi merge la oameni cu dizabilități să mă folosesc de ei în campania electorală. Eu voi vorbi despre lucruri concrete. Cum aici și acum viața fiecăruia poate fi schimbată. Nu cât se mai poate, Gheorghe,
Domnule Gheorghe, eu cer scuze. La fel ca dumneavoastră, eu de 15 ani ședeam în emisii directe. De 15 ani, eu în fiecare zi povesteam oamenilor despre ceea ce se întâmplă în țara noastră. De 15 ani toți veneau peste noi cu populisme ieftine, dar ieftine, atât de ieftine, cât se mai poate. Eu nu mai pot. Mie personal mi-e greață de o astfel de politică. Eu voi încerca să fac altfel de politică. Înțeleg că mulți la început așa spuneau, începeau. Dar există unii care spun și nu fac nimic. Dar există alții care spun și fac. Eu, la sigur, voi fi din categoria a doua. Oricât de tare nu voi fi bătjocorită, oricât de tare nu voi fi devalorizată, oricât de tare nu voi fi obstrucționată, oprită și... Pentru că mă uit acum ce se întâmplă. Două săptămâni au trecut de când eu am făcut anunțul de lansare. Eu mă așteptam la anumite critici. Da, chiar așa? O orchestră întreagă de afiliație puterii îmi dedică emisiuni pe YouTube-uri, în emisiuni, declarații, președintele Parlamentului. Chiar, deci, să mă scuzați, deci, voi de o parte spuneți că eu sunt candidat cu șanse zero, dar în ziua lansării, dită mai președinte de țară, președintele Parlamentului discută lansarea mea sau vicepremier Andrei Spânu? Andrei Spânu înțeleg de ce discută și comentează, pentru că își face griji. Pentru că, la sigur, Andrei Spânu ar trebui să-și facă griji. Imediat ce se schimbă puterea și vine un adevărat procuror general, Andrei Spânu ar trebui să-și facă griji. Și apartamentele comparate prin București sau prin altă țară nu îl vor ajuta. Va fi găsit și acolo. El a explicat de ce a făcut această investiție, pentru că e trafic de influență dacă ar fi cumpărat de la Chișinău un apartament. Și am încercat să explic ce stupiditate domnia s-a spus, fără ca să-și dea seama. Reșim din logică domnul Spânu, care nu cumpără apartamente în Republica Moldova, pentru că el reglementează acest domeniu în calitate de vicepremier și ministru al infrastructurii. Atunci, potrivit aceleași logici, Vasile Bolian ar trebui să aibă dreptul să cumpere roșii și castraveți în magazinele din Moldova. Bine, în magazine, dacă sunt din Ucraina, poate, o, din Grecia, poate și poate, dar de la piața moldovenească, în niciun caz. Nimerenco nu are dreptul să meargă la centrele medicale din Republica Moldova și multe, multe alte chestii. Asta e bred, Gheorghe, domnule Gonță. Asta e bred, asta e prostie. Nu, ca și tot ce ei fac. Așa. Numai că acest bred, să mă scuzați, pe noi ne costă. Pe noi da, pe ei nu, zic unii. Doamna Morar, dumneavoastră ați avut ceva timp în urmă o tentativă de a organiza mai multe întrevederi cu liderii opoziției pentru așa numitul identificarea unui candidat comun. Din partea mai multor forțe. Eu leacă n-am înțeles, doamna Morar, noi candidat comun avem. Domnul Stoianoglu a anunțat că va candida independent. Primii au zis socialiștii că îl susțin. Domnul Stoianoglu zice că nu aderă la PSRM. De ce v-ați anunțat dumneavoastră intenția, dar nu ați spus a doua zi? O, iată, ăsta candidat comun. O votez și eu. Ori, din câte am auzit eu pe la TV, la masa aia, la întâlnire pe care o aveați dumneavoastră, se discuta și numele domnului Stoianoglu. Nu? E adevărat, se discuta și numele domnului Stoianoglu. N-a fost primul nume care s-a discutat. A fost și, eu am mai spus, a fost și alt nume al domnului Pavlovski, doar că domnul Pavlovski, din motive personale, n-a putut să accepte această propunere. Deci s-a ajuns la candidatura domnului Stoianoglu. Eu, într-adevăr, credeam și cred în continuare că un candidat comun, care se va lansa ca independent în această campanie și susținut de mai multe partide, dar obligatoriu și de stânga și de dreapta, asta este formula perfectă care ar garanta victoria din primul tur. Doar că acum noi avem un pic altă situație. Domnul Stoianoglu, chiar dacă a anunțat că merge ca independent, totuși va candida din partea Partidului Socialiștilor. A avut o explicație că asta îi ușurează. E adevărat, pentru un candidat independent care nu are structuri partinice în spate, este extrem de complicat. Eu cum stau, trec prin acest proces și eu confirm că este extrem de complicat să fii independent, să nu ai structuri, sedii, oameni. Asta este o istorie aparte. Dar în fel cum candidatura domnului Stoianoglu a fost prezentată, un pic se deosebește de ceea ce eu credeam că este formula ideală. Era vorba despre candidat independent, care nu merge din partea nicicărui partid. Nu este PSRM, PLDM,
PDCM, nu contează. Merge ca independent și mai multe forțe politice îl susțin. Acum noi avem altă situație. Este această strategie corectă sau nu? Timpul va arăta și campania va arăta. Eu în continuare cred că asta este foarte bine că domnul Stoianogu s-a lansat în campania. Asta este o problemă foarte mare pentru Maia Sandu. Chiar mi-aș dori să-i văd la o dezbatere pe doamna Sandu și domnul Stoianogu. Ajungem și la subiectul ăsta cu dezbatere. Mi-aș dori. De ce campania va arăta acest lucru? Deci, oricum, formula care, pe care noi avem acum, ea nu este tocmai cea pe care eu atunci o lansam și credeam că e o soluție, nu, cea mai bună, haide să spunem așa, n-a fost să fie. Mie, nu știu de ce, intuiția îmi spune că alte partide nu prea se vor alătura domnul Stoianoglu la prima etapă, haide să spunem așa, pentru că totuși faptul că acesta merge din partea Partidului Socialiștilor, pe unii îi oprește în dorința de a-l susține. Nu pentru că ei nu-l susțin pe el în continuare, îl susțin, dar nu pot pentru că domnul Stoianoglu va merge din partea PSRM, înțelegeți? Nu, nu pot. Politic vorbind, aceștia pot fi înțeleși. De ce? Vom vedea. Dumneavoastră, la emisiunile pe care le aveți pe YouTube în fiecare duminică, de câteva ori ați aruncat cu niște pietre în domnul Igor Dodon pentru faptul că acesta intenționa anterior să candideze la șefia statului. Dumneavoastră l-acuzați de faptul că din cauza domnului Dodon, creditat în toate sondajele cu a doua șansă, doamna Maia Sandu, lejer, ia al doilea mandat, nici nu se discută. Domnul Dodon a zis că nu candidează, va candida domnul Stoianoglu. Mulțumită, fericită. Acum deja nu mai credeți că doamna Maia Sandu are toate șansele să câștige? Vreau să vă spun că mie îmi place să fiu corect. Eu, cariera mea de jurnalist, am avut perioade când eram extrem de dură față de Igor Dodon, aveam motive. Și e adevărat că inclusiv în această primăvară, chiar din toamna anului trecut, eu public vorbeam despre faptul că Igor Dodon este candidatul perfect, ideal pentru Maia Sandu, pentru că în turul 2 ea câștigă automat. Și acum nu vreau să mă intru în detalii, asta este evident. N-am nimic personal cu domnul Dodon, dar așa e situația geopolitică, așa e situația politică pe interiorul țării, că în jurul domnului Dodon nu se vor uni alți candidați și multe, multe alte chestii. De ce acest pas al domnului Dodon de a nu candida, eu îl salut. El mie personal mi-a provocat mult respect. Eu, cum nu știu, a fost forțat, singurul a decis, nu mă bag în detalii, nu cunosc, nu pot să mă pronunț asupra lucrurilor pe care nu le cunosc. Dar pentru, haideți așa, viitorul politic al Republicii Moldova, asta este un lucru benefic. Pentru că șansele Maia Sandu de a câștiga automat scad. De ce? Pentru că Igor Dodon, potrivit sondajelor, avea cele mai mari șanse de ieși în turul 2 și, într-un final, Maia Sandu ar fi câștigat. Acum Igor Dodon nu este. Și apar șanse și la alți candidați. Și șocul se schimbă. Și de ce pentru Maia Sandu devine mai complicat? De ce trebuie de inventat mai multe șmecherii? De ce vor mai inventa? Sunt sigur. Campania, la sigur, va fi mai interesantă decât s-au așteptat mulți alții. Dar până atunci eu vă rog să luăm câteva clipe de publicitate, după care revenim. Publicitatea, doamnelor și domnilor. Noi am revenit, doamnelor și domnilor. Doamna Morari, acum pentru mine urma în scenariu să vă dau niște întrebări de ordinul celor care îmi plac mie știri. Iată cum comentați știrea asta. Dar haideți să încheiem totuși cu toate prezidențialele astea. Așa. Logic dumneavoastră la dezbaterele electorale veți merge, nu? Sigur. Și la TV8 veți merge? Peste tot unde voi fi invitată. Întrebam și pe invitatul de ieri, domnul Andrei Năstas, dar pentru ce să mergi la dezbateri dacă, deci, contracandidatul numărul 1, din câte se pare, cel mai probabil nu va merge, doamna Maia Sandu, ieri la emisiune de la domnul Cozer, n-a zis nici da, nici ba, dar cam toată lumea știe că doamna Maia Sandu nu va participa. Cu cine îți va dezbate acolo? În primul rând este amuzant să asculți cum astăzi doamna președinte explică sau de înțeles de ce nu va merge la dezbateri, pentru că ea n-are ce discuta cu candidații, ea discută cu oamenii. Nu știu, apropo, unde ea discută cu oamenii. Cu a ei oameni, probabil, da. Cu restul, nu prea. Pentru că eu mă amintesc cum Maia Sandu, fiind încă în opoziție, în 2020, făcea spoturi video,
sau spunea, făcea declarații în orice emisiune la care era invitat, inclusiv la mine, de mai multe ori, ea a spus că puterea, în primul rând președintele, premierul și președintele Parlamentului, sunt obligați să participe la dezbateri publice, pentru că ei trebuie să explice oamenilor de ce și pentru ce fac anumite lucruri. În cazul în care ei refuză să participe la aceste dezbateri, asta înseamnă că ei au ce ascunde, ca niște hoți. Citat, încheiat din Maia Sandu. Eu vreau acum, doamne Sandu, pur și simplu să-i pun pe repeat acea declarație și să o întreb. Dar ce s-a schimbat, doamna Sandu? Ori sunteți o hoață care are ce ascunde dacă refuzați să participați la dezbateri? Asta unu. Doi, la dezbateri personal nu voi merge pentru Maia Sandu. Bineînțeles că mi-ar plăcea să am o dezbatere cu Maia Sandu și am multe întrebări pe care le-aș fi adresat. Cu toate că toate aceste întrebări le pot fi rezumate la o singură întrebare. Eu voi merge să discut cu prin intermediul acelor dezbateri și televiziuni care vor organiza aceste dezbateri, eu voi încerca să discut cu oamenii care vor urmări aceste emisiuni ca să am acces, platformă, să fie auzită de mai multă lume. Pentru că acum, domnule Gonță, în afară de dumneavoastră și încă două televiziuni, nu prea văd să-mi rupă cineva telefonul. Îi văd pe alții care ies din studio și merg imediat în alt studio. Dar, iată, am anunțat candidatură și nu e vorba doar despre mine, e vorba și despre alți candidați. Nu prea văd să fie Stoianoglu tare invitat, cu excepția câtorva emisiuni. Nu prea văd și alți candidați. Deci, cei care cu adevărat sunt incomozi pentru Maia Sandu, nu sunt invitați la televiziuni. În schimb, la acele televiziuni, din 50 de emisiuni anuale, dacă vorbim despre emisiuni săptămânale, 45 de emisiuni, 45, jur, am verificat pentru Murari News odată, pentru că vroiam să scriu, dar mă gândeam, poate nu e corect, trebuie, verificăm și chestia asta. Așa eu, după memorie, știam că e corect ceea ce vreau să scriu. Deci, din vreo 50, 48 sau 49 de emisiuni anuale, nu voi da numirea postului, un talk show cunoscut, vechi, de la TV-ul autohton. Din 49, 45 aveau ca invitați permanent reprezentanții PAS, poate în vreo 10% din cazuri aveau reprezentanți ai partidelor afiliate PAS și în rest asta, pe lângă ei, experți, nu, așa numită societate civilă care la noi s-a transformat într-o societate de deservire a PAS-ului. Nu, cum se poate, domnule Gonț, sunteți jurnalist, nu, cum se poate? Cum asta se poate? De ce, da, eu voi merge la toate dezbaterile la care voi fi invitat. Dar dacă se va întâmpla să dați față în față cu doamna Maia Sandu, totuși ce se întreba la dezbatere pe la ei? Dar eu i-aș da câteva cifre pe care le-am pronunțat mai devreme. 75% doamna Sandu consideră că în guvernarea PAS există corupție. 71% consideră că dumneavoastră personal sunteți responsabili pentru actul guvernării PAS. 58% consideră că alt președinte trebuie să fie după data de 20 octombrie. Și lista poate fi continuată, ca să nu mă repet. Și cu toate acestea, doamna Sandu, mai aveți obraz? Să mai doriți al doilea mandat? Nu vă este rușine? Clar. Așa, haideți un piculez despre niște știruță, vă rog. Așa, avem din nou spioni. Este vorba despre șeful Direcției Juridice a Parlamentului, domnul Ion Creangă. El luat pe sus din Parlament, acuzat de spionaj, s-ar fi întâlnit cu cineva de la ambasada rusă. Acel cineva a fost expus, a fost declarat persoana non grata, ambasadorul rus chemat la covor la Ministerul de Externe. Nu am mai avut astfel de cazuri cu spioni. Bun, o părere, nu știu, poate aveți dumneavoastră. Mie mi-este interesant dacă și în cazul domnului Creangă se va întâmpla fix același lucru care s-a întâmplat în cazul lui Gorgan, dacă vă amintiți. Acum câteva luni, la fel, toată presa răbufnea de scandal uriaș pentru prima dată în istoria Republicii Moldova. Șeful statului major, spion rus, GRU, după care aflăm, domnule Gonț, că domnul Gorgan umblă liber prin oraș. Spion rus, GRU, stat major. Domnule Gorgan, cu avocație, bate la ușile procurorilor.
și se roagă să fie audiat. El n-are niciun statut. Cel puțin, eto, acum două săptămâni vorbeam despre asta în emisiune, ce drept n-am verificat ce s-a întâmplat după. Pentru că alt știri nu. Da, în emisiune eu am vorbit despre chestia asta, pentru că la momentul cel, asta era informația. El, timp de o lună jumătate după scandal, n-a fost audiat. Șeful statului major acuzat de trădare de patrie și spionaj. Explicați-mi, vă rog. Noi trăim în lumea în care tot ce contează asta, niște știruțe, breaking news-uri care vor sustrage atenția oamenilor de la faptul că 220 de oameni pleacă din Moldova și pensionarii, să mă scuzați, zdohnesc, pur și simplu zdohnesc cu așa pensie mizeră care nici măcar n-a fost indexată. Normal că e bine să vorbești despre spioni. De ce? Nu vreau să mă pronunț. Poate și sunt dovezi. Haideți să le vedem. Haideți să așteptăm o investigație. Haideți să așteptăm un dosar să ajungă la, în instanță. Doar că eu tare sper că Ion Creangă nu va umbla la fel ca Gorgan timp de o lună jumătate și se va ruga să fie audiat. Și să nu primească nici măcar un statut de martor sau bănuit sau cine acolo. Bănuit, învinuit. Și așa mai departe. Ok. Haideți la alte știri. Parlamentul zilele trecute, dacă nu greșesc chiar ieri, a votat în prima lectură sau în a doua, sorry, n-am citit știrea până la capăt, un proiect care se numește Prima Casă Plus. Prima casă era lui Plahotniuc, Prima Casă Plus este la doamna Maia Sandu. Dar este o problemă. La un moment dat, domnul Radu Marian, probabil Radu Marian, el este președinte al Comisiei Economiei, a venit cu un amendament, cu completare, adică la legea respectivă, prin care a zis că la Prima Casă Plus pot aplica doar cei care locuiesc stabil de mulți ani pe teritoriul Republicii Moldova, nu și cei din diaspora care sunt plecați. Nu credeți că este cam riscant pentru PAS, ori PAS-ul a fost făcut om de către diaspora masivă, au dansat băieții, hore, au mers mii de kilometri ca să voteze? Nu credeți că, bun, așa, cum le dați și dumneavoastră un sfat, că da, nu știu cum doriți dumneavoastră. Ce credeți despre asta? În primul rând, mereu spun că sursa de inspirație pentru PAS și Maia Sandu este Vlad Plahotniuc. Toate schemele de pe timpul lui Plahotniuc, toate, dar toate au fost preluate. Acum revenind la acest proiect de lege care exclude dreptul diasporei de a participa la programul Prima Casă Plus. Mă tem eu, Gheorghe, că ceea ce încearcă nou să ne prezinte nu este chiar tocmai ceea ce va fi. Potrivit informațiilor mele, ori eu am surse și în cadrul PAS-ului, pe ascuns, dar comunică și cu mine unii. Pentru că cred că deja își dau seama că direcția vântului se va schimba în curând. Din informațiile pe care eu le am, fie ei vor retrage acest proiect de lege până la urmă, așa cum s-a întâmplat cu copiii diplomaților, după ce a avut loc un scandal uriaș, fiți atent, domnule Gonță, doamna Sandu nu va promulga această lege și se va face iarăși așa, știți cum, ceea ce îi place cel mai mult, așa, o acțiune de PR frumoasă, că gata, cât se poate, diaspora, toți sunt oamenii noștri, ei nu pot fi lipsiți de acest drept, legea nu este promulgată, înapoi în Parlament, întoarsă, urgent, de schimbat, și vor încerca astfel să mai tragă niște voturi din partea diasporei, care la fel ca și oamenii din Moldova s-au dezamăgit de Maia Sandu în acești 4 ani. Pentru că știe doamna Sandu foarte bine că acele hore în jurul ambasadelor nu vor mai avea loc. N-au cum să aibă loc. N-au cum. Iată asta ceea ce eu știu din sursele mele din cadrul PAS-ului. Da, ce spune statistica emisiunii dumneavoastră de pe YouTube? Sunteți vizionată doar pe teritoriul Republicii Moldova sau și ai noștri din afară? Din afară foarte mult ne urmăresc. Bine, vreau 60% asta Republica Moldova, dar 40% asta e diaspora. 40%. Intenționați să mergeți prin țări unde să avem comunități mari pentru a vă întâlni în electoral? Din păcate, campania este foarte scurtă, extrem de scurtă. Și călătoriile în străinătate presupun și costuri mai mari, dar pe lângă asta și timp mai mult pe care eu trebuie să-l petrec pur și simplu în drum.
Eu îmi voi cere scuze de la cei din diaspora. Voi continua să comunic cu ei prin intermediul canalului meu de YouTube, prin toate căile care vor fi disponibile, dar mă voi concentra pe campania în interiorul țării. Eu voi merge prin teritoriul aici, Moldova, în primul rând aici, pentru că e prea puțin timp. Domnule Gonță, de fapt, toată campania asta e o lună de zile. O lună. O lună ne se dă pentru colectarea semnăturilor, după care fix o lună rămâne pentru a ajunge la oameni. Cum ați spus dumneavoastră, eu, și cum am spus eu la începutul emisiunii, eu sunt abia la început de cale, eu, dacă aș fi avut acest lux ani la rând să fiu în politică, aș fi putut, ca doamna Sandu, pe banii publici, ai dumneavoastră și ai mei, să îmi timp de un an în campanie neoficială pentru prezidențiale, să mă întâlnesc pe la Nisa, pe la Paris și așa mai departe, probabil eu aș fi făcut acest lucru, dar nu pe bani publici. Dar eu n-am acest timp. Eu îi respect și iubesc pe oamenii noștri din diaspora, dar acum mă voi concentra pe ceea ce... Dar, la sigur, le voi povesti despre campania prin intermediul YouTube-ului, care sper să nu fie închis. Da, spuneați dumneavoastră că au fost câteva tentative, să vă închid de pagina aia. Da, de două ori noi am primit strike-uri, pentru cei care nu înțeleg, 3 strike-uri pe YouTube, gata, canalul tău este șters pentru întotdeauna din istoria YouTube-ului. Și strike asta e o chestie extrem de serioasă pentru toți creatori de content de pe YouTube. Noi de fiecare dată cu juriștii depuneam contestații și de fiecare dată contestațiile noastre aveau câștig de cauză. Știți cum? Judecata YouTube-ului nu este trecută prin filtrele pre-vetting-ului. Slavă Domnului! Ajunge și la pre-vetting. Haideți să visăm frumos, admitem dumneavoastră câștigați alegerile prezidențiale. Dumneavoastră n-ați dorit ca primul decret prezidențial pe care l-ați semnat să fie acordarea Ordinului Republicii pentru doamna Maia Sandu, pentru faptul că aceasta a depus eforturi considerabile în procesul nostru de integrare în Uniunea Europeană. Asta e trolling, domnule Gonță? Asta e întrebare serioasă, eu vreau să înțeleg. Nu, de serios. Nu știu care va fi primul semnul decret, atunci vă întreb, mai simplu vă întreb. Știți, primele mele decrete precis nu vor fi despre acordarea Ordinilor Republicii, medalilor și așa mai departe. Dacă îmi permiteți și îmi dați câteva minute, eu aș vrea să explic care va fi prima mea acțiune, cu riscul că cineva mă va acuza de populism curat, dar revin la istoria mamei mele. Mama mea a lucrat pentru acest stat 40 de ani. Are 75 de ani, curând face. Are pensie de 2600 de lei. La ea, pe timp de iarnă, facturile sunt în jur de 4000 de lei și vreo 3000 de lei lunar costă medicamentele pe care ea le ia zilnic, pentru că are niște boli cronice. Deci avem 7000 de lei și pensie de 2600. Deci dacă n-aș fi fost eu, mama mea n-ar fi supraviețuit. Ca mama mea sunt încă 652.000 de oameni în Republica Moldova. Acești oameni, nu vreau să sun prea, știți, cu mult patos, dar acești oameni au fost supuși, știți, unei ucideri premeditate extinse în timp. Pentru că dacă îl lași pe om într-un apartament fără mâncare, apă, pe o săptămână, el moare. Dar dacă îl lași pe un om într-un apartament închis pe o lună, dar îi dai mult mai puțină apă și mult mai puțină mâncare decât el are nevoie pentru a supraviețui, el oricum va muri, numai că peste o lună. Acum, înțelegeți că pensionarii care au pensie de 2000 de lei și care a fost indexată cu doar 300 de lei, doar 300 de lei, domnule Gonță. Ei n-au cum să mănânce carnea, ei n-au cum să mănânce lactatea, calciu, vitamina D, chestii pe care, de exemplu, eu pot să-mi permit să ofer mamei mele, dar alte sute de mii de pensionari n-au posibilitatea să aibă tot asta. Eu mă gândesc, atunci când ai noștri, guvernarea, Rician, Guvernul PAS, Maia Sandu care promulga atunci acea lege, care promulga atunci schimbarea bugetului de stat, care permitea ca să nu fie indexată pensia cu 30%. Știți că acum fiecare pensionar cu 2000 de lei, el oricum ar trebui să aibă
În proces de judecat există chestii de pinea, pierderi, chestii. Deci ei acum fiecare ar trebui să primească de la 5 până la 8.000 de lei. Fiecare pensionar de la care s-a furat indexarea aceea trebuie să primească de la 5 până la 8.000 de lei. Eu mă gândesc, atunci când ăștia își majorau salariile până la 75.000 de lei, dar la unii până la 120.000 de lei. Ei când își cumpără icre negre și icre roșii și aceste icre curg așa pe barbă, știți, cu, și cu un prosecco și cu un purcar băut seara la diferite întâlnire intelectuale, ei cum se simt? Iată, ei cum se simt când sute de mii de oameni, dar sute de mii. Știți, Gheorghe, problema este că noi așa de tare ne-am obișnuit cu chestia asta, că sute de mii de oameni îmblă prin coșuri de gunoi și caută mâncare, noi nu-i observăm. Noi nu-i observăm. Gheorghe, pentru noi ei nu există. Și încep să mor. Pentru că unii dintre ei acum au loc niște procese de judecată, unde pensionarii își adjudică dreptul la indexare și primesc aceste câte 5.000 de lei, 8.000 de lei și așa mai departe. Deci, unii dintre ei n-au ajuns să aibă acest câștig de cauză pentru că au murit. Și atât primul meu decret va fi despre faptul că CNAS-ul să fie obligat să meargă pe calea amiabilă și să întoarcă fiecare pensionar între 5 până la 8.000 de lei, va trebui de calculat, asta depinde de mărime, pensie, așa mai departe. Ceea ce li s-a furat din gura lor, din buzunarul lor, pentru că pentru aceste 5-8.000 de lei, i-ar putea să mai cumpere niște medicamente. Ar mai putea. Eu înțeleg că asta sună tare pafosnă, dar mama mea e în așa situație, Gheorghe. Mama mea e în așa situație. Toate vecinile ei de la Ciucană sunt în așa situație. Dar ce să nu vorbim despre acei pensionari? Eu recent am fost, noi am avut câteva filmări în teritoriu, pentru campanie. Și eu, în Strășeni, am oprit o doamnă. Ea, imediat, m-a recunoscut. A fost de acord să vorbească la cameră. Eu, pur și simplu, întreb. Cum supraviețuiți? Am întrebat-o ce pensie are, 2300 de lei. Și am întrebat-o, pentru ce va ajunge această pensie? Gheorghe, două secunde și femeia a început să plângă. Noi nu știam, echipa noastră, noi nu știam cum pe ea să o oprim. Și revenind, opresc aici, ca să nu, iarăși să nu fie învinuită, ăștia care mănâncă icre negre, au case prin Vieni, prin București, au zeci de... Așa salarii niciodată miniștri și deputații n-au avut. Până a venit în aceste funcții, ei au avut mii de euro salarii prin ONG-uri lor. Vor pleca din aceste funcții, ei vor avea, cred că deja, zeci de mii de euro salarii prin alte ONG-uri. Lor nu le este rușine. Aproape 700 de mii de oameni, 700 de mii de oameni, pur și simplu au fost lăsați pentru, la o moarte de asta, întinsă în timp. Dacă nu-ți dohnești deodată, nici nu e observat. Atât. Scuzați pentru emoție, dar pentru mine asta este un subiect pozitiv. Eu am vorbit astăzi cu cineva. El lucrează în sistemul de drept. Напиши мне, сколько осталось до рекламы, я не вижу. Чтобы я хотя бы понял, на какие темы пойти. Пять минут? Шесть. Deci, sistemul de drept. Și mi-a zis că odată la 3 ani, judecătorii și procurorii trebuie să treacă niște teste de sănătate, inclusiv la sănătatea mentală. Și întrebare. Dar de ce deputații și miniștrii și președintele țării care hotărăsc mult mai multe sorți decât judecătorii și procurorii nu trebuie să treacă acest test la ești ok, nu ești ok? Asta cum considerați doamna candidat la șefia statului? Asta, de exemplu, ați trece testul la psihiatru. Domnule Gonță, chiar vă mulțumesc pentru așa o idee inspirată. Promit, dacă nu printre primele inițiative legislative, pentru că președintele are dreptul să vină în Parlament cu inițiative legislative, dacă nu printre primele, dar la sigur în a doua zi, după 10 inițiative, în a doua zecime, 100% se va regăsi o asemenea inițiativă. Pentru că chiar, uitați-vă, un pilot de avion
Este verificat, nici, eu cred că la ei chiar e mai des. Da, sunt sigur. Acolo e mai des, pentru că de ei depinde securitatea oamenilor care urcă pe bord. Scuzați, dar de președinte de țară, care poate fi un schizofrenic sau sociopat, dar de un prim-ministru care poate fi, nu știu, un alcoolic sau, nu știu, frustrat, da, sau narcoman, dar de un președinte de parlament care poate fi pur și simplu nebun. Iată, psihic, om nesănătos. Nu depinde securitatea oamenilor? A, peste 3 milioane de cetățeni? Eu cred că depinde, da? Și nu știu dacă odată la 3 ani, dacă mandatul e de 4 ani, haideți odată la 2 ani, la jumătate de mandat. Vă mulțumesc pentru această idee, chiar bună. Mergem un piculeț la justiție, vă rog. Straniorte întrebarea. Ați văzut intenția deputaților PAS de a distruge toate actele acumulate în procesul prevettingului? Bun, e pe pauză. Nu e anulat și nu e, nu și-au cerut scuze, adică e pe pauză, dar ideea rămâne în vigoare. Ori despre această reformă a justiției vorbește 2 ani, acum deja îți propune distrugerea tuturor actelor de către Consiliul Superior al Magistraturii și Consiliul Superior al Procurorilor. Uitați-vă, ce de obicei face un criminal când pleacă de la locul crimei? Distruge toate dovezile. Iată, din ceea ce am văzut eu ieri și ceea ce a apărut alaltă ieri, din acele documente, eu am citit acea inițiativă, unica concluzie la care eu ajung este că acești, să le spunem criminali, înțeleg că au comis și crime în cadrul procesului de evaluare și acum șterg toate urmele. Dar știți care este cea mai mare problemă? Nu că, virgulă, candidații care au trecut procesul de evaluare nu vor putea ataca în judecat. Nu, nu-i pe asta. Problema mare este că procurorii în cazul în care va fi pornit dosar penal de corupere a membrilor Comisiei Preventing, pentru că de ce să excludem? Dar dacă va fi considerat și dovedit că asta tot a fost partea procesului de capturare a statului, cu tot cu operațiunea specială de înlăturare lui Stoianoglu, în cazul în care vom avea un procuror general independent, multe dosare interesante ar putea să fie pornite, multe la care noi nu ne putem astăzi nici măcar să ne așteptăm. Păi iată, vreau să vă spun că această lege, care ei vor să o promoveze, eu sunt sigur că va fi promovată. Poate acum și-au dat seama că e prea mare scandal și înainte de alegeri nu e bine iarăși te bagi într-o istorie de asta. Deci, eu cred că ei acum creează instrumentariul instituțional ca procurorii să nu aibă pe ce să bazeze dovezele în următoarele procese de judecată. Gata, document noi, gata. Dar știți că anume secretariatul decidea ce documente ajungeau la comisie. Că din sute de pagini, de exemplu, dintr-un document legat de un candidat, erau traduse doar 2. Știți că multe lucruri despre comisie vor ieși interesante. Nu numai salariile lor nebune, câte 7, 6 și 5 mii de euro salarii lunari. Asta nu e cel mai grav. Cel mai grav este că ei, ca criminali, acum șterg urmele. Încă un piculeț despre justiție. A venit o știre astăzi. Eu am citit-o la colegii de la Realitatea. Punct și de la capăt, deși urmau să treacă la casă nouă în vara acestui an, procurorii anticorupție în frunte cu Veronica Dragalina au fost anunțați că rămân din nou fără sediu. Într-un răspuns oferit pentru Realitatea.md, responsabilii precizează că la moment guvernul n-a identificat o altă clădire pentru Procuratura Anticorupție. Săptămâna aceasta, pe AUR, Procuratura Anticorupție a fost informată de către guvern că fostul sediu al Procuraturii Generale de pe Bodoni nu va fi oferit Procuratura Anticorupție. În acest moment n-a fost identificat un alt sediu pentru a găzdui activitățile noastre, zic cei de la Procuratura doamnei Drăgălin. Doamna Drăgălin chiar și în studioul ăsta și în alte studiouri a zis că deja gata, e pace, s-a stabilit, totul e hotărât, spalarea banilor pleacă de pe Bodoni, e pace, toți s-au înțeles șefii. Ei își bat joc de doamna Veronica Drăgălin, sau numai mie îmi pare, sau e prostă, pur chestii de asta tehnică, nu exagerăm. La fel îmi pare că asta este o obstrucționare clară a lucrurilor Procuratura Anticorupție.
În același timp, trebuie, înainte de a răspunde la întrebarea, să spun că mie îmi pare atât de uimitor și cumva bătjocoresc față de oameni, că timp de 3 ani, de când a fost câștigat concursul la șefie Procuratura Anticorupție, așa cum am citit noi de pe Telegramul cum el a fost câștigat, principalul subiect rămâne noua clădire pentru PA, pentru Procuratura Anticorupție, mie îmi pare asta e o bătjocoră. Dar, să tragem linia, e adevărat că procurorii, într-adevăr, au nevoie de condiții. Și eu cred că în cazul dat nu este vorba atât de clădire, cât despre cei ce, iarăși din interviul doamnei Drăgălin către dumneavoastră, ea a explicat că ei nici măcar n-au capacități de a investiga serios, de a fila, de a face multe, multe, multe lucruri. Asta e o problemă. Ceea ce se întâmplă în ultima vreme în jurul Procuraturii Anticorupție, știți de ce senzație mie îmi creează? Eu în cazul dat chiar nu mă bazez pe cei ce cunosc, mă bazez pe logica mea și pe cei ce mie îmi pare dintr-o parte. Doamna Drăgălin a început să-și dea seama că bula aceea în care ea a nimerit la început de mandat nu este chiar reală. Ceea ce a încercat pasul să-i induce în cap că toată corupția la noi vine numai de la fugari hoți și nepatrioți ai țării, dar pasul este cea mai corectă, integră și bună și frumoasă echipă și împreună, doamna Drăgălin, mergem mai departe, construim un viitor luminos. Cred că undeva au început să-i apară anumite dovezi care demonstrează că nu e chiar așa de curat. Не все так сладко-сладкая маркиза Кумакова, он кантикул чела. Мием парика домна Драголина ничпут сон целяга лукру, анумите лукру. Ион нун черк сон дрептациаск, нун черк каком су апар. Оркум мием парика есть о простие, де адучила шефия прокуратуры антикоррупции печенева, каре ну а фос парте, ши ну а куноскут систему де дрепт молдовенеск, pentru că sistemul american de drept și sistemul moldovenesc sunt total diametral opuse și aici, neavând această experiență, e complicat. Adică era nevoie de prea mult timp pentru a face această, știți, pentru a se integra în acest sistem și de aceea doamna Drăgălin foarte ușor putea să ajungă victima anturajului, pentru că ea ar putea ușor să ajungă victima oamenilor care o informează despre ceea ce cu adevărat este important. Dar oricum, din ceea ce se întâmplă în ultima vreme în jurul Procuraturii Anticorupție, dacă este adevărat că totuși există acolo un dosar privind achiziții de gaze prin decizii ale Comisiei Situații Excepționale cu drumuri Leova Bumbeta și, apropo, ca jurnalist, la sigur, ați observat că, de fapt, această lovitură mare care a început împotriva doamnei Drăgălin a început exact de la sfârșitul anului trecut, când s-a pornit dosarul pe drumul Leova Bumbeta. Reamintesc pentru cei care au uitat, noi avem cel mai scump drum în lume, construit vreodată. Pentru emisiunea Morare News, noi chiar am făcut calcule, un kilometru de drum în cazul nostru a costat 4 milioane de euro, deci și în Ucraina, și în Rusia, pe timp, înainte de război, perioada, da, haideți să recunoaștem, și Rusia și Ucraina erau cunoscute pentru corupție. Deci și în Ucraina, și în Rusia, noi am luat, am calculat drumuri asemănătoare cu aceleași specificații tehnice de 6-7 ori mai ieftin. În Rusia și Ucraina, în care, cum s-ar spune, se fură ca în codru. Dar ai noștri au putut și aici să fie primii. Măcar undeva. Continuăm, vă rog, doar peste câteva clipe de publicitate. Publicitate, doamnelor și domnilor. Noi am revenit, doamnelor și domnilor. Cu o zi înainte ca dumneavoastră anunțați că veți candida, doriți candidați la șefia statului, colegii mei de la deschide.md au publicat o izic, se numește investigații. Ați citit-o? Nu știu la ce vă referiți. Despre faptul că cine e șefa de campanie a stafului dumneavoastră electoral din Rusia e fiica unui fost prim-ministru. Sorry, nu știu, eu mi-am scris întrebarea investigației deschidem. N-am citit-o nici eu. Pe Telegram am auzit. Și multe, de câte ori a venit doamna prin aeroport și chestii de-astea oficiale, de fapt. Aici trebuie de spus un lucru care mie nu-mi place să vorbesc despre colegi
deja foști colegi din Breaslă, nu este corect, dar totuși, investigațiile jurnalistice care se scriu pe la SIS și pe urmă se livrează prin intermediul diferitor redacției, eu nu consider investigații jurnalistice. Pentru că am mai multe dovezi de ce acea așa zisă investigație a fost o, ca de obicei, făcătură a SIS-ului, care are acces la date dintre reșiri din țară și așa mai departe. Maria Gaidar, la care ei se referă, este o foarte bună prietenă de mea. Noi prietenim de 20 de ani. E adevărat că ea este fică deja regretatului fost vicepremier rus Igor Gaidar, care a fost autorul reformelor la începutul anilor 90. Ea nu mai este cetățean al Federației Ruse de mulți ani. Ea a renunțat la cetățenie încă în 2014, de când a trăit în Ucraina și a devenit cetățean al Ucrainei. Ea a lucrat în echipa lui Saakashvili, a fost viceguvernator. Ea a lucrat în echipa lui Poroșenko, a fost consilier. Doar că din motive lesne de înțeles, după ce a început războiul în Ucraina, ea împreună cu fiica sa a plecat în Israel și trăiesc actualmente în Israel. Maria este foarte bună prietenă de mea. Ea are o experiență extraordinară în politică, inclusiv a participat și în campania electorală. Împreună cu Maria și Alexei Navalny, noi, apropo, cândva, de mult, 20 de ani în urmă, am înființat Mișcarea de Tineret Democratică Alternativă în Moscova. Și tot atunci, cei bravi băieți din SIS, care astăzi scriu investigații pentru foști colegi din Breaslă, scriau, postau poze cu mine, cu Maša Gaidar și cu Navalny, cu maiori, da, și spuneau că platforma, da, este de fapt un produs al laboratorului FSB-ist. Deci încă în 2005, când Morar se prefăcea că e în opoziție, iată, ei deja testau așa denumirea. Nu, Gheorghe, ce să vorbim? Să vorbim serios despre asta. Maria este foarte bună prietenă de mea. Da, cu ea m-am consultat înainte de a avea această decizie. Ca prietenă, ea pe mine m-a ajutat cu mai multe sfaturi. Doar că cei care scriu aceste investigații trebuie să înțeleagă. Maria continuă să lucreze și să aibă proiecte în Ucraina, dar trăind în Israel, unica posibilitate de a călători este să aterizezi pe aeroportul Chișinău cu rută directă Tel Aviv-Chișinău, după care să te întâlnești cu prietena ta, Natalia, când ai timp, când Natalia nu este pe loc sau nu are timp, nu întotdeauna ne întâlneam, și cu mașina ajungi la Kiev. Atât. Și înapoi la fel. De fapt, această investigație, după ce ați povestit dumneavoastră cine este această doamnă, a fost o favoare. Această investigație, Gheorghe, această investigație, de fapt, eu cer scuze, domnule Gonță, această investigație, de fapt, este încă o dovadă de faptul în ce s-a transformat SIS-ul nostru. Pentru că ei au avut acces la date personale, de călătorii, ai persoane fizice, care nici măcar nu este cetățean al Republicii Moldova, care n-a comis nicio crimă, care n-a comis nicio încălcare, derogare de lege, așa mai departe, și ei publică date personale despre de câte ori ea a intrat în țară. De ce? Eu cunosc la fel din sursele mele, din cadrul sistemului, din interiorul SIS-ului, că actuală conducere a SIS-ului se ocupă de niște mărșăvenie la care eu, de exemplu, încă o lună în urmă, eu, mie nu mi-aș fi venit să cred dacă cineva îmi povestea. Ei, cum știți, au ajuns să verifice pe unii candidați, printre care mă regăsesc și eu, și să înțeleagă că nu prea ai de ce să te anini pe interiorul țării, pentru că e curat. Nu n-ai de ce, n-ai. Și s-au gândit, des trimitem scrisori la străini, la serviciile secrete străine, scriem că, iată, următorii sunt amenințare pentru securitatea națională, vă rugăm mult să verificați întrări, ieșiri și poate aveți niște informații legate de aceste persoane. Gheorghe, cum pe timpul lui Plahotniuc? Era un instrument politic, o bâtă politică. Așa și-a rămas cu toți reformatorii în frunte. Această instituție trebuie lichidată. Punct. Ea nu mai poate fi reformată. SIS-ul este o structură care a jucat cel mai activ rol în capturarea statului. Cel mai activ. Cele mai mari scandaluri din istoria Republicii Moldova. Furtul miliardului, capturarea statului, dar chiar și acum recentul scandal Interpol. Nimic. Ați auzit vreodată despre SIS? Măcar o dată ați auzit despre SIS? Nu. În schimb, de fiecare dată, când e vorba de campanii mediatice orchestrate cu capturarea spionilor, cu nu știu ce, ei sunt primii.
Eu nu stau și mă gândesc că iese doamna președinte, imediat iese SIS. Iese SIS, imediat iese doamna președinte. Deci, ca o orchestră. Eu nu neg faptul că există probleme serioase legate de război din Ucraina, legate de intervențiile serviciilor secrete din diferite state în treburile țării. Da, bineînțeles. Numai că când eu văd ce face SIS-ul nostru, eu înțeleg că ei nu au timp pentru lucruri serioase. Ei nu au timp pentru lucruri serioase. Vreau să știți că noi avem în spațiu online un fel de site care se numește Mirotvoreț, o versiune moldovenească a site-ului cu denumire similară din Ucraina. Da, am auzit. Am auzit după ce l-am văzut pe premierul Recean comentând acest lucru, că acesta se bucură, că cetățenii sunt informați corect. Și mea sunteți în lista asta. Știu, Gheorghe. Și Stoianoglu, și Vlah, și Dodon, și Platon, și Guțur. Eu cred că toți oamenii care nu sunt pe placul personal pe placul doamnei Sandu vor fi în lista aceea. Punct. Asta este unicul criteriu după care oamenii nimeresc în acea listă. Acum, ce să comentez o făcătură de site care nu e clar cine stă în spate, care nu e clar cum e făcut, care stă și trimite, m-au abonat la canalul lor de Telegram și așa mai departe. Gheorghe, și site-ul Mirotvoreț din Ucraina este considerat inclusiv de structurile europene. Deci structurile europene s-au adresat din nenumărate ori părții ucrainene ca acest site să fie închis pentru că răspândește ură, discriminează și așa mai departe. Pe timpuri, când încă era Poroșenko la putere, eu cum perioada asta lui Zelenski când e război nu iau, pe timpuri când era Poroșenko la putere, ei băgau pe fiecare oponent lui Poroșenko în acel site. Și apropo, știți când eu am fost băgat în site-ul Mirotvoreț? Când la o emisiune de-a mea, când eram încă la TV8, împreună cu Vitali Andrievski și Vlad Kolominski, noi discutam despre situația din Ucraina, eu nu mă țin minte ce exact s-a întâmplat. La mine în misie directă era un jurnalist cunoscut de investigație din Ucraina, era la fel fostul meu soț Barabanov de la BBC în emisie. Noi discutam o situație din Ucraina, care nu știu de ce ținea și de noi. Și eu în emisiunea am povestit despre film american «Хвост виляет собака». Că există это, un film american «Хвост виляет собака», în care în cadrul campaniei electorale, staful electoral al președintelui, al candidatului la funcție de președinte, a înțeles, era actual președinte în funcție care candida pentru al doilea mandat, fix ca în cazul doamnei Sandu, că n-are șanse să câștige, era, a avut loc un scandal sexual, nu știu ce, și ca să sustragă atenție, ei au inventat un mic război într-un stat neexistent. Și eu am adus acest exemplu și am întrebat, dar poate fi situația aceea folosită ca întrebarea. După care, imediat, a doua zi, eu m-am regăsit în Mirotvoreț, împreună cu Kolominski, ce e drept. Domnul Kolominski a avut grijă repede să-și scoată numele, eu n-am depus niciun efort, pentru că m-am consultat cu oamenii din Ucraina, prietenii mei, colegii mei, care mi-au spus că stai în păcoie, zăbuți. La noi, deja, pe timpuri, Mirotvoreț se începea cu o inițiativă nobilă, după care s-a transformat, a degradat până la o listă a oamenilor în care eu nu are să fac parte de acolo. Dar pentru cei care au grijă să mă bagi în Mirotvoreț moldovenesc și, și tot fac referire la faptul că eu fac parte din Mirotvoreț din Ucraina, eu doar vreau să-i întreb. Ei cunosc cât de ușor sau din potrivă complicat de primit acreditarea Ministerului Apărării Ucrainei? Domnule Gonță, asta este nu că aproape imposibil. Asta durează cu lunile. Este foarte complicat acum să primești acreditare. Vreau să zic că și eu, și membrii echipei mele, noi avem acreditare Ministerului Apărării Ucrainei. Nu poți primi o asemenea acreditare fără că ei pe tine să te verifice. Și credeți-mă, ei atunci când verificau, m-au văzut și în Mirotvoreț. Numai că n-au atras atenția acestui lucru. Nu, ne așteaptă surpriză mediatică, chiar dacă nu sunteți în brațul în Ucraina? Nu, asta a fost încă anul trecut, când noi pregăteam, noi vroiam să facem o filmare, dar n-a fost să fie din motive care n-au depins de noi. Dar da, noi avem acreditare. Clar. Așa. Uf, trebuie să vă întreb. Ce faceți la referendum? Eu am mai spus de mai multe ori. Voi repeta. Voi încerca pe scurt. 1. Eu optez pentru integrarea europeană. Dar că eu văd integrarea europeană diferit de modul cum
cum o vede Maia Sandu. Uh-huh. Maia Sandu a făcut din integrarea europeană o religie de tip sectant, care nu admite dreptul la altă opinie, ceea ce nu este europenește. Doi, acest referendum este un capriciu al Maia Sandu și, de fapt, un instrument, o șmecherie politehnologică care are scop să asigură câteva procente în plus, adică prin fraudă să câștige alegerile. Această fraudă ne costă pe noi oficial 45 de milioane strict pentru referendum, dar dacă îi sulăm guvernul și parlamentul care de câteva luni deja în fiecare săptămână, weekend, se deplasează prin țară, prin teritoriu, cu gazete, cu flyere, chiar ieri la noi în staff, noi ne uitam, gazeta asta cu UE, de la poșta centrală, de la sediul central de pe Ștefan cel Mare, ai mie, au luat, nu este scris ce tiraj, din ce bani, cine a publicat. Încălcarea legii. Nimic, absolut nimic. Dar e așa. O stopcă era la sediul poștei centrale. Credeți că nu e doar la acest sediu? Peste tot. Deci, e o șmecherie, e o politehnologie care are drept scop să ajute personal pe ea. De fapt, asta este cea mai scumpă campanie de imagine personală în istoria Republicii Moldova, făcută pe bani publici. Asta este campania de imagine personală a doamnei Sandu, făcută pe banii dumneavoastră și ai mei. Eu în acest concert n-am de gând să particip, pentru că de acest referendum nimic nu depinde. Asta n-are cum să afecteze procesul nostru de negociere, pe care noi trebuie să-l ducem profesionist, capabil. Asta n-are... Deci, viitorul nostru european nu depinde de acest referendum. Acest referendum este doar un moft al Maia Sandu. Deci eu personal nu voi participa în el, dar eu nu voi chema lumea să fac într-un fel sau altul. Fiecare se decide pentru el. Poziția mea am făcut-o clară. Pe de altă parte, domnul Sigrid Mureșan, un mare prieten al PAS-ului și a domnului Maia Sandu, el este eurodeputat, e adevărat, domnul fost prim-ministru Ion Chicu, numea Băiat de Minci, a declarat aseară la Realitatea MD, că a spune cetățeanul în ziua votului să stea acasă este antidemocratic, a-i spune să stea departe de vot este un semn că politicianul vrea un cetățean slab, a sta acasă în timpul referendumului. Înseamnă a face jocurile Federației Ruse. Doi, Vladimir Bolea, ministrul agriculturii, către agricultorii moldoveni, vreți subvenții la hectar, mergeți la referendum pe 20 octombrie și votați integrarea în UE și veți avea subvenții la hectar. Apoi noi pe cine credem? Pe Sigrid Mureșan și Vladimir Bolea sau pe Natalia Morar? În Republica Moldova trăiește Natalia Morar, dar nu Sigrid Mureșan, cu tot respectul. Doi, este clar că e vorba de o campanie serioasă de imagine a doamnei Sandu și de susținerea doamnei Sandu prin intermediul acestui referendum, pentru că a fost inventată, știți cum, un soi de găselniță, știți, cum să nu spui deschis că noi o susținem pe Maia Sandu pentru că totuși asta este interferență în politică internă a statului și aici tu formal susții referendumul pentru aderarea noastră spre UE. Mie îmi pare foarte rău să spun, dar știți, eu am avut o experiență foarte bogată de comunicare și colaborare cu reprezentanții statelor membre ale Uniunii Europene. Asta a fost în perioada până la Plahotniuc, în perioada lui Plahotniuc, în perioada lui Dodon. Din momentul în care eu am plecat de la televiziune, eu comunicarea un pic am rărit-o. Acum, în general, prefer să comunic cu mai mult cu oamenii noștri. Dar sunt deschisă, oricum. Deci, atunci când eu comunicam, eu nu știu de ce, practic întotdeauna găseam puncte comune cu reprezentanții acelor state care erau extrem de critici față de fără de legile lui Plahotniuc, față de derapajele lui Grotodon, care de fiecare dată când se făcea ceva, interveneau cu poziții publice, cu note de protest, cu avertizări, cu... Și nu știu de ce, din momentul în care PAS a venit la putere și ne-a mijlocit Maia Sandu, personal, tot ce se întâmplă, închidere televiziunilor, dosare la comandă, operațiuni speciale prin scoaterea procurorului nu pe placul doamnei Sandu și înlocuirea cu altul care e pe placul ei, concursuri prin WC-uri. Nu știu de ce e tac. Și de ce, după toată tăcerea asta de câțiva ani, eu nu știu dacă mai vreau să comentez asemenea declarații. Asta face parte din campania de imagine a doamnei Sandu. Punct.
Și la final, haideți să vă întreb ceva despre ai noștri frați, colegi. Ce credeți că a ajuns presa din Republica Moldova la ora actuală? Dar încercați să nu fiți subiectivă din cauza faptului că, iată, nu mă cheamă la TV8, la emisiunea lui Sergiu Niculiță, gata, înseamnă că presa este toată galbenă, toți sunt băieți răi și numai Gonțu a rămas plus vreo doi colegi. Așa, obiectiv vorbind, totuși, este vreo diferență dintre presa de acum și presa de când, de exemplu, dumneavoastră aveați politica? Pentru că atunci când dumneavoastră aveați emisiunea politică, de exemplu, doamna Maia Sandu era la dumneavoastră la emisiune mai des decât era în propria sa casă. Și nu era o problemă. Dar acum când doamna Maia Sandu participă la aceleași emisiuni, dumneavoastră aveți așa o părere destul de critic. Și doi. De ce credeți că noi, jurnaliști, am ajuns așa pe baricade atât de dur? Eu am observat, sunt atacați colegi, nu mă plâng că eu sunt atacat sau... De colegi, înțelegeți? Iată, colegii dedică emisiuni colegilor. În timp ce colegii trebuie să dedice emisiuni pentru politicieni și să-i bată. Pe unii sau pe alții. Dar politicienii o să ducă la măsă odată. Și noi o să rămânem tot colegi. Și o să vină alți drăcălani care o să conduc. Sorry, nu că dumneavoastră aveți ambiții, da? O să vină alții care o să conducă. Dar noi trebuie să rămânem colegi. Sau nu trebuie să rămânem colegi, trebuie să ne scuipăm cu venin în fiecare weekend. Domnule Gonță, primul lucru. Eu promit că nu voi deveni drăcălan. Ura. Jur. Asta aici, public. Doi. Când spuneți că Maia Sandu venea mai des decât în propria casă, în studioul meu, asta este o, eu înțeleg, o exagerare. Figură, o figură de stil și o exagerare ușoară. Da, ea venea odată la câteva luni, la fel cum venea Andrei Năstase, Renata Usate, alți reprezentanți ai opoziției de atunci. Adică eu, în sensul ăsta, cumva susțineam toată opoziția și aici nimeni nu are dreptul să... Acum, pur și simplu, Maia Sandu e la putere, de ce mi se amintește ceea ce eu făceam în privința doamnei Sandu. Dar eu întotdeauna credeam, cred și voi crede în continuare și nu contează care va fi statutul meu. Voi mai fi eu jurnalist? Eu am declarat... E clar că nu voi mai fi, dar oricum, în sinea mea, eu rămân jurnalist. Eu întotdeauna am crezut că presa trebuie să fie de partea oamenilor și în opoziție oricărei puteri. Iată în opoziție. Eu înțeleg că asta tot este o exagerare, dar de la putere trebuie de cerut, puterea trebuie de fiecare dată pusă în situația în care nu mai poate ascunde ceea ce încearcă să ascundă. Și în sensul ăsta, eu ca jurnalist întotdeauna credeam că opoziția cumva, de la ea, nu că n-ai ce cere, de la ea mai puțin ceri, pentru că ei încă n-au ajuns la putere. Atât vor ajunge la putere, atunci va veni rândul lor. Și atât, convingerea mea aici nu s-a schimbat. Ea nu s-a schimbat. Pentru nicio zi. Așa credeam, cred și cred în continuare. Atât, eu întotdeauna am fost în opoziție oricărei guvernări. Voronin, AIE 1, 2, 3, cât erau la număr. Plahotniuc, Dodon. A venit PAS la putere. Eu cum sunt în opoziție față de PAS. Eu nu m-am schimbat. Așa văd eu jurnalismul. Așa văd eu jurnalismul. Cei la care vă referiți dumneavoastră, o perioadă de timp, mie îmi părea că la fel văd jurnalismul, pentru că ei erau tare înflăcărați, tare convingători, când luptau cu Plahotniu, când luptau cu Dodon. Și nu știu ce s-a întâmplat cu ei toți, că din momentul în care PAS a venit la putere și Maia Sandu a devenit președinte, ei toți s-au schimbat. Eu nu știu, poate e vreo... Может, им всем там что-то наливают. Și noi cu dumneavoastră nu știm, pentru că nu suntem invitați acolo, domnule Gonță. Eu nu știu. Dar, ca să revin, ultimul sondaj al Doru Petruț a arătat că 11% din moldoveni nu mai consideră că noi mai avem presă liberă și independentă. 11%. Asta este minim istoric. N-a fost un an în care presa atât de tare să fie devalorizată și desfințată de către oameni. Oamenii nu sunt proști, ei înțeleg tot. Și mie îmi pare rău pentru acest lucru și mie îmi este rușine. Pentru că oricum eu fac parte din această mreasă. De ce noi suntem pe baricade? Nu știu. Eu încercam să nu fiu... Eu tare m-am schimbat în ultimii ani.
Dacă ați observat, eu practic n-am vorbit despre colegii mei, acei care turnau non-stop, acum ultimele săptămâni, Doamne, câte misiuni mi-au fost dedicate, eu unul n-am comentat. Pentru mine asta nu contează. Eu nu pe ei vreau să-i conving să mă voteze pe mine. Dar le mulțumesc pe această cale pentru publicitatea gratis. Măcar așa, dacă nu mă invită la ei. Ați văzut că una dintre fostele dumneavoastră amice sau chiar prietene, așa se mai ridică vorba aia și deschide televiziuni? Eu cred că nu e vorba că își deschide o televiziune, eu cred că se deschide o televiziune anume că pentru în profundă colaborare cu actuală putere, pentru că PAS-ul și echipa Maia Sandu își dă seama că deja pe segmentul de dreapta lor nu le mai ajung voturi pentru a avea majoritate parlamentară. Pentru că e clar că acest canal se deschide pentru parlamentare. N-au cum ei să reușească acum în toamnă să se ridice tare. Deci, planul este pentru campania parlamentară, așa încât și vorbitorii de rusă să fie atrași prin intermediul acestui post. Eu aici am numai o singură întrebare. Deci, eu în colaborare cu puterea. Că e o colaborare cu puterea, este faptul că, potrivit legii, în Republica Moldova, orice post de televiziune poate difuza doar content. Deci, 80% din content la orice post trebuie să fie în limba română, inclusiv prime time. Cum ei au de gând să facă post de limba rusă? Într-o țară în care legea spune că 80% de content trebuie să fie în limba română. Dar ce au în frunte cu Leana Vițu brusc, au uitat cum sună legea sau ce e scris în legea sau vom avea un amendament special introdus? Nu știu. Dar va fi ciudat dacă pentru un post de televiziune special se va face acest lucru. Iarăși, nu e vorba de post, e vorba de actual putere. Doamna Morari, vă mulțumesc foarte frumos pentru faptul că ați fost la emisiunea noastră. Vă doresc mult succes în tot ceea ce faceți și ne revedem neapărat aici, în studio. Eu mulțumesc că ați decis să încheiați sezonul cu mine. Să trăiți frumos și bine. Doamnelor și domnilor, atât a fost să fie la ediția de azi a emisiunii Puterea a patra. Să trăiți frumos și bine și să vă văd mândri.